Salut, prieteni! Astăzi suntem în Târgoviște, un loc care mi evocă multe amintiri, așa cum bine știți. Și am venit să luăm pulsul orașului. Acum că tot ne-au mai lăsat cu carantina și starea de urgență, să vedem ce se mai întâmplă pe aici, cum s-a dezmorțit lumea. Ultima ieșire aici a fost în septembrie. Practic, deci de aici începe centrul vechi, centrul istoric sau centrul pietonal. O inovație a Târgoviștei. Aici trebuie să fie poșta sau ierea cu acel turn de comunicații de pe vremea când am copilărit eu pe aici. Și biserica asta exista, foarte bine îngrijită. Dar viața frumoasă începe de aici. Hai să vedem ce și cum cu băieții. Rivalizează oarecum cu centrul vechi din București, doar că prețurile sunt mai mult de mult mai de bun simț aici. Să vedem. Terasele nu sunt animate. E o zi din cursul săptămânii. Aici e primăria. Întotdeauna a fost un oraș curat, bine organizat, îngrijit. Eu îl cunosc din anii 1986. Acest oraș, fostă capitală a țării românești, pentru cei care au uitat. Bine, bine și foarte bine îngrijit. Să mai dăm un tur pe brațul celălalt al centrului vechi. Și apoi zic să mâncăm ceva. Thank you.
vreme. Ce era curând? Bine, cam asta este zona centrului vechi din Târgoviște. O să închei aici micul vlog și ne vedem puțin mai târziu. La revedere!